Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții la Hunedoara 1 TV. Suntem live, așa cum ne place nouă. Bună dimineața, Rosi! Bună dimineața! Facem gașcă, nu ne lăsăm. Vă așteptăm alături de noi, care cum se trezește și face cafeluța, se îmbracă pentru serviciu, pentru școală, nu știu. Sau ceilalți care aveți treabă de după masă, vă așteptăm alături de noi în pijamale, așa, și cu cafeaua prin casă. Cei care nu reușiți să vă treziți alături de noi de la 7 la 8 în fiecare dimineață, ne puteți urmări în reluare pe Facebook sau pe YouTube. Suntem live, emisiunile le găsiți acolo, rămân postate acolo și să sperăm că nu se ia curentul, să dispare emisiunile de pe YouTube, cum a spus părintele Necula ieri la lansarea de carte de la Salonul Hunedorean, care este în plină desfășurare, dragii mei. Mai avem azi și mâine. Dacă vă doriți să dați o geană la Salonul de Carte, Salonul Hunedorean al Cărții, am adus și un programel ca să nu mai chinui pe Rosi să-l tot rog să spună afișul, deși pe spinalul emisiunii mai postăm o dată și afișul. Salonul Hunedorean al Cărții, mulțumesc, Rosi, se desfășoară la Deva, dragii mei, zilele acestea. De la ora, începând cu ora 10 și până la orele 20, puteți să vă încântați ochii, sufletele și portofelele, pentru că de acolo puteți și cumpăra o carte. Presupun că prețurile sunt un pic mai mici decât prețurile un pic mai mici decât le găsim într-o librărie normală, cred că un pic mai mari decât o librărie online. Dar dacă studiați piața, sunt ferm convinsă că veți găsi o carte, cel puțin o carte pe care să aveți dorința să o păstrați în biblioteca dumneavoastră. Eu le spun la... Știți că am o chestie, o carte sunt foile dintre două coperți, așa cum sunt viețile noastre până la urmă, ne naștem, certitudinea că într-o zi vom pleca, și tot ce e între aceste două certitudini sunt pagini pe care le scriem în fiecare zi. Așa că dacă iubiți cartea, dragii mei, mergeți la... dați o fugă la Salonul Hunedorean sau nu o fugă, mergeți în pas lejer. Au fost lansări, mai sunt lansări și vineri am înțeles că vine domnul profesor dr. Țincu. Stați pe aproape că noi anunțăm și vedem. Și dacă urmăriți știrile ale noastre de la Hunedoara 1 TV, începând cu ora 17:40, o să vedeți și imagini cu părintele Necula, care a fost ieri la Deva. Și avem și surprize, să venim într-o dimineață cu câteva materiale pe care le-am filmat aseară cu Rosi și ceva noutăți, dar doar dacă rămâneți alături de noi să vedeți cine creează o parte din coperțile cărților pe care le publică părintele Nicola. O să fiți surprinși că e de vian de al nostru, dar mai multe amănunte într-o altă emisiune, nu în această dimineață. În această dimineață mergem într-un loc, mergem la capitală, sau nu, a venit capitala la noi. Am dat o sfară în țară și tot am povestit cu directorul bibliotecii Ovid Densușanu Hunedoara Deva, cu domnul Sebastian Bara, și la un moment dat am găsit un stand, prin poveștile noastre, mulțumesc, Rosi, standul editurii Academiei Române. Am rămas așa surprinsă, m-am uitat la stand, am văzut cărți care mi-au trezit mai mult mi-au trezit interesul. Actori Harghezi, Nichita Stănescu, îl vedem pe Caragiale, pe Ion Creangă, George Topârceanu, Vasile Slavici, George Coșbuc,
nu știu, cred că am putea da bacul dacă ne-am pune lângă standul editurii Academiei Române și am răsfoi la întâmplare aceste cărți, am putea da bacul. Rosie ar surprins întâlnirea mea cu un domn care venit de la București ne-a explicat în puține cuvinte sau în multe cuvinte despre editura Academiei Române. Cine e acel domn din imagini și ce mi-a povestit acolo? A dus cu mașina timpului la dale dimineții. Cristi Groza, bună dimineața! Sunt Rotmâna, dragă Ioana, mă bucur foarte mult că am onoarea să fac parte din matinalul acesta pe care cu tot profesionalismul îl realizez pentru simpaticii noștri telespectatori și vreau să mulțumesc, ai amintit de domnul Sebastian Bara, vreau să mulțumesc pentru invitația pe care ne-a făcut-o domnia sa, la fel mulțumim și doamnei Luminița Vulcan și tuturor celor care de 23 de ani se ocupă ca acest salon hunedorean al cărții să fie și în ajutorul, ca să spun așa, pentru a ne îmbogăți cunoștințele din anumite domenii, pentru că la acest târg vin cărți din toate domeniile, să ne îmbogățim bagajul de cunoștințe și mi-aș dori să prind și centenarul, așa cum cred că ți-ai dorit și tu, da, și da. Domnul Sebastian, doamna Lumița și toți cei care fac ca acest salon hunedorean al cărții să fie cât mai vizibil, pentru că este foarte important și poate de la an la an vor veni din ce în ce mai multe edituri și invitați din ce în ce mai forță, da, ca să spună din experiențele domnilor, de viață, lor, da, și cum se face și o carte, eu știu cum se face și o carte, am în familie un scriitor, tata, Vasile Groza, amintea de Facebook, pentru cine dorește să vadă din poeziile tatălui meu, poate să dea pe Vasile Groza o poezie pe zi. Ce frumos! Are 40 de volume scrise, ca să termin cu tata și apoi vorbim de acest salon. 40 de volume scrise, o carte în care are 28 de piese de teatru, scrie pentru copii, scrie pentru adulți, are niște momente în unele cărți chiar desprinse din aceste împrejurimi frumoase, minunate, Deva, Simeria, și unde l-a mai purtat viața, pentru că atunci când în 46 a venit foametea, ei tata și cu cei doi frați au trebuit să facă pasul spre Ardeal pentru că Moldova era săracă. Săracă, da. Și venind aici, și știu că vă uitați unii dintre prietenii tatălui meu, care sunt tot așa nonagenari. Nu întâmplătoare. Tocmai am aflat că fratele tatălui dumneavoastră locuiește la Șoimuș. Așa, Sat Balata. Te pup. Te pup, vă pup, dragii mei. Avem rude aici și ne simțim, nu știu, se alinează planetele într-un mod foarte frumos. Când venim aici, sufletul ne este plin de dăruire, de căldură, de tot ce mai frumos și așa ar trebui să fie inimile tuturor românilor, pentru că țara noastră e minunată și avem niște suflete foarte frumoase. N-am văzut în altă parte.
Invitatul meu vine de la București, dragii mei, că acolo își are Academia Română sediu, această instituție de cultură pe care România o are și pe care am păstrat-o noi românii, cred. Nu știu, mulțumim lui Dumnezeu că s-au găsit români dăruiți culturii românești și aici chiar pot să spun, acești oameni nu lasă să se pună praful pe lada de zestre de data aceasta a țării. Avem noi oamenii noștri care șterg cu dezor lada de zestre a județului Hunedoara. Dar aici, la Academia Română, e clar că acești oameni nu doar dăruire, aici e mai mult decât dăruire. Nu știu, au făcut un scop în viață din a încerca să păstreze viu tot ceea ce poporul ăsta are. Și am văzut acolo cărți de colecție, dragii mei. Merită să dați, dacă vă lipsește o carte de poezii din autorii noștri de demult, dacă vreți să aflați despre, le și văd în imagini, acum le am și în platou, dacă vreți să aflați, am fost foarte surprinsă să văd cartea lui Nichifor Crainic, cărțile, pentru că sunt două, le-am văzut pe standul Academiei Române, Memorii și amintiri din viața mea lui Nichifor Crainic, să ne dăm seama că istoria se repetă și dacă o să o răsfoiți, poate că n-aveți răbdarea să o citiți cu tot, dar să vedeți că dacă o răsfoiți, vă regăsim vremurile pe care noi astăzi le trăim în 2024, un foarte mare de actualitate, ne spunea Nichifor Crainic la un moment dat. Și uite cartea pe care am primit-o ieri, o are domnul Cristi Groza în mână, astăzi este în studio, se vede când mi-am ales cărțile, așa, foarte... Astăzi sunt aici, la mine în studio, inclusiv folclor, etnologie, antropologie, Cătălin Bălan, ți-o donez. Pentru tine am ales-o, o donăm instructorului de la ansamblu profesionist Drăgan Muntean, pentru că atunci când pui mâna pe o astfel de carte de o adevărată valoare, merită să ajungă acolo unde îi e locul. Greșesc cu ceva? Fiecare carte are locul ei. De câți ani, sunteți în preajma cărților, pentru că dumneavoastră sunteți manager de marketing, da, la editură. De câți ani sunteți? Dragă Ioana, sunt de când a început tata să publice, din 2005, dar tata a publicat din 60 în Urzica. Și eu i-am tehnoredactat cărțile tatălui meu și îmi face mare plăcere să mă ocup de cărți. Cu cartea mă hrănesc. E ca un spirit care te înalță, nu? Da. Te înalță, pentru că citești ceva din istorie, din geografie, din filozofie. Primești niște informații și tu, cu motorașul, le procesezi. Bagi în malaxor, da. Și fiecare, la rândul nostru, facem asta când citim, nu? Tot întreb pe cei care sunt alături de o carte. Am intrat în tipografii, la tipografia Laurei sau a lui Marius, dar nu am avut ocazia să intru într-o editură adevărată. Vă invităm cu tot dragul pe toți. Mi-aș dori să ajung. Când vin la București, doriți, venim. Pe cuvânt. Dar în editură acolo, cartea, am înțeles eu, că are un miros special, fiecare da. Carte, ci că are parfumul ei. Da, când intrați într-o librărie, nu are un iz de hârtie, de plumb, de ca să zic așa. Da. Da. Cartea miroase frumos, are ceva specific. Cartea te bine dispune. În editura noastră avem tot ceea ce ne trebuie ca să aducem la această calitate extraordinară tot felul calitate de cărți. Pe cuvânt, dragi telespectatori,
să faci o carte e ca și cum ai da naștere la un copil. Așa e. Da? Așa eu e. Sunt bărbat, nu știu cum e să dai naștere, dar bănuiesc că trebuie să ai grijă de acest copil, să-l ții aici și să te bucuri de ce este între cele două file, spune de viață, da? Da, la viața dintre dat. Cele două coperți. E ca o metaforă și îmi place. Cred că dacă ai pune un pic creionul pe hârtie, să încerci să faci o poezie, din zi în zi ai ajunge la o fiecare calitate pagină din ce în ce mai bună în ale scrisului și românul se spune că s-a născut poet, da? Da, așa se spune. Dulcea limbă românească. Da. Fiecare, nu ne dăm seama că fiecare dintre noi suntem scriitori. Fiecare dintre noi scriem o pagină dintr-o carte în fiecare zi. Dacă am reușit să ne luăm 5 minute seara, da, să scriem doar gândurile cele mai cele mai importante, pentru că fiecare secundă din viața noastră e importantă, cred eu, și să vedeți invitatul meu câte file poate să scrie, nu doar din viața domniei sale, dar fiecare dintre noi nu neapărat cele mai importante momente ale zilei. Eu aș ruga românii noștri să scrie ce le-a cutremurat sufletul în fiecare zi. Pentru că neamul ăsta românesc trece în fiecare zi printr-o altfel de stare. Da, păi așa se spune, că scrii din realitate, nu? Scrii da, din da. Emoțiile pe care le-ai trăit, din trăirile pe care le-ai avut și le ai, nu? Asta face un scriitor, un poet, un prozator, da? Un eseist. Uite, Vasile Enea se uită la emisiune, îl salutăm pe instructorul de la Hațegana, de la Hunedoara. Uite, Nea Vasile, dacă ai pune în fiecare seară pe hârtie 10 fraze despre ce fac copiii de la Hațegana Junior, nu vorbim numai de Hațegana Senior, da, de Hațegana Junior, pentru că, uite, acolo fiecare zi e o aventură lângă acei copii. Vă dați seama ce valori ar rămâne pentru noi, pentru acest popor până la urmă, că așa a scris și Alghezii, așa, parcă ei știau la vremea respectivă, scriau pe șervețele, exact, pe colțuri de ziare și astăzi sunt opere de artă. Vă place la Deva, da? Îmi place foarte mult și de câte ori vin aici mă simt în al nouălea cer, pe cuvânt. Unde mai pui că prietenii pe care i-am sunt la fel de frumoși sufletește ca mine și de asta contopirea, îngemânarea aceasta este ideală. Am la Archia pe George Sabo, Horia, un prieten extraordinar. Îi salutăm, și cu părinții, salutăm familia Sabo. Și cu părinții acolo și cu s-a căsătorit de curând, Casa de Piatră, îi mai spun încă o dată. Ajută, da. Mă bucur mult că aici îmi găsesc a doua liniște sufletească pe lângă Onești, că nu pot să-l uit, face parte din inima mea, da? Dar aici, având și pe un Cheșu, fratele lui tata și copii și nepoți, e un ceva, loc, e un loc pe care din când în când zice că acasă nu e o casă. Acasă sunt sufletele lângă care te simți acasă și că e un sentiment. E clar că invitatul meu vine cu foarte mare drag la Deva. Academia prezintă pentru prima dată la Salonul Hunedorian. Asta nu face decât să crească în valoare și să dea o valoare specială salonului. Și îmi pare rău, dragă Ioana, că nu a putut să vină domnul președinte academician Valeriu Matei, care este directorul general al editurii Academiei Române, un om depus la rană, un om cu care poți să vorbești orice. Câteodată mi-e rușine că mă întreabă unele lucruri și eu nu le știu și cred că s-a obișnuit să-i spun nu știu la cât de multe știe domnia sa. Eu sunt cine sunt, un om ca toți oamenii, dar dânsul, vă spun, este magnetic. Nu e director, este tată, este părinte,
Este... Ce frumos! Este un șef cum și-ar dori mulți să aibă. Și membrii Academiei sunt niște oameni foarte... Am avut ocazia să particip la unele adunări, să spun așa, nu ședințe, pentru că nu avem acces noi. Dar când am fost acolo, am simțit, când intri în aula Academiei, este o feierie să vezi atâtea minți luminate și noi pe lângă dânsii. Academia Română are legături foarte strânse cu județul Hunedoara. Anul acesta am povestit înainte de emisiune, ca în fiecare an, că cel puțin o acțiune a Consiliului Județean e foarte aproape de Academia Română. Domnul profesor, doctor academician Ioan Aurel Pop a fost la DEVA cu ocazia conferinței internaționale Avram Iancu. E o onoare să-l vedem alături de noi și e o onoare să-i luăm câte un interviu. Ce e frapant, l-am întâlnit în acești 6 ani de când lucrez în jurnalismul hunedorean, l-am întâlnit de câteva ori. N-am simțit niciodată diferența de lipsa de emoțiile mele. Mi-aduc aminte când i-am luat primul interviu câte emoții aveam, da, și cu câtă căldură m-a dus către un interviu de calitate. Iar anul acesta când ne-am reîntâlnit a fost adevărat așa o minune adunată într-o vreo 50 de cuvinte. Avem interviul complet, îl păstrăm, nu se știe niciodată când o să-l difuzăm, că așa face Rossi, îmi face surprize, el adună materialele așa cum le-am adunat și pe cele de ieri și cândva, într-un matinal, o să le difuzăm. Știm că salonul de carte se desfășoară aici în centru de Eve, la Deva Mall și în sala Dior, la etajul 3. Acolo nu plouă, nu ninge, nu bate vântul. Da. Dar a fost tare frig în dimineața asta, când am cam tremurat și eu și Rossi. Andra, bună dimineața! Ne dai o veste bună? Iese soarele astăzi pe cer? Ia să vedem ce ne spune Andra la meteo. Bună dimineața, Ioana! Dragi telespectatori, iată care sunt veștile din punct de vedere meteorologic. Astăzi, 17 octombrie, vremea va fi variabilă, dar plăcută pentru unele activități în aer liber. La Deva și Hunedoara, astăzi, soarele își face prezența, cerul va fi însorit, iar temperaturile nu vor depăși 17 grade Celsius pe timpul zilei, iar pe timpul nopții, temperatura scade drastic la doar 1 grad Celsius. În nordul județului, la Brad, vremea va fi variabilă, maximă va atinge 17 grade Celsius pe timpul zilei, iar la noapte, minima va scădea la 1 grad Celsius. Și la Petroșan, soarele este mai puțin prezent, vântul va fi moderat cu o viteză de 7-8 km pe oră. Pe timpul zilei vom avea parte de o vreme instabilă, parțial noroasă, cu o maximă de 13 grade, iar minima va fi de doar 2 grade Celsius. Cam atât la această oră. Cu noi date despre timpul probabil în județul nostru, vin și mâine dimineața. Ne-am luat cu povestea cu domnul Groza și nu am văzut vremea la Deva, dar... Îți spun eu cum e vremea, da. E probabilă sau nehotărâtă și când se va hotărâ ne va comunica, ești de acord? Da, și mi-a plăcut, asta vreau să tăiem. Vrei să mergi la plajă sau... Da, nu mi-ar strica. Nu? Eu să știți că sunt foarte... Soare 17 grade, îmi spune Rossi. Mulțumesc, Rossi! Deci mai avem și astăzi parte de un pic de soare și să putem sta la terasă. Ieri aveam treabă multă și totuși ne-am oprit la soare. Dar putem să mergem și la salonul de carte, să stăm la căldurica cărților. Mai povestim de editură, da, doar un minut. Editura Academiei Române publică din orice domenii cărți, din științe ale naturii, din științe umaniste, științe reale, publicăm reviste, publicații periodice și cred că să publici și filozofie și istorie, geografie, chimie, fizică, biologie, matematică, e totuși editura Academiei Române. Este editura cea mai completă, ca să spun așa, în publicații. Și ăsta e rolul unei academii, unei edituri academice, până la urmă. Nu? Cărți de medicină,
Irinel Popescu vă spune ceva? Normal, primul transplant da. De păi, ficat. Și sunt alte da. Somități care... Calitatea publică. Mi-a plăcut, am văzut volumele astea care tratatele sunt acum în... Astea... Avem două colecții, aceasta care o vezi, dragă Ioana, este 100 și una de poezii. Așa. De când a venit domnul academician Valeriu Matei, avem formatul mic, aceasta este 101 poezii. Așa va fi de acum. Avem peste 100 de autori care au semnat în cadrul editurii cu volumele domniilor lor și eu sfătuiesc orice cititor să procure aceste cărți în măsura în care pot să își acopere din cheltuielile zilnice și cărțile și tratatele, da, da că aici vă partea de medicină. De partea de medicină. Vorbeam, da, sunt tratate, uitați, și povestea Ecorșeului, o carte foarte frumoasă, aceea a Gri din stânga. Decebal. Am căutat să aducem în salonul Hunedorean al cărții ce istoria din partea locului. Noi așa foarte facem. Când fain. Ne ducem în Moldova, foarte Ștefan fain. Cel Mare... Ați avut și o lansare da, am avut zilele o lansare, astea. Da. Ce carte ați lansat la Deva? Am lansat acea colecție 101 poezii, toate acele cărți format A5, formatul nou. Nichifor Crainic, despre care ai vorbit la începutul emisiunii, și despre Voiculescu, am uitat cum se cheamă cartea, o carte tot așa apărută acum 2 săptămâni, îmi scapă titlul și rog spectatorii la... să mă ierte, acum 2 săptămâni în persoana domnului Florentin Popescu, membru Uniunea Scriitorilor, care s-a ocupat ca această carte să se nască. Și cartea se naște, da? Și cartea se naște, da, să vedeți ce poveste se naște în această dimineață. Salutăm pe Vasile Enea. Mihai, bună dimineața! Alina, ești de gardă? Să ai o gardă ușoară, prietena mea de la spital de la Hunedoara, Nicola Alina, doamna doctor, hematolog, o vedem alături de noi. Daniela Enea, bună dimineața, Daniela, ne e dor de prăjiturile tale. Și de roșii. Roșiile Danielei sunt, nu știu dacă mai au în solarii, dar poate. Rosii. Câte minute mai avem? 22 de minute. Vă mulțumesc, dragii mei telespectatori, că sunteți alături de noi. Mulțumesc pentru mesajele pe care mi le trimiteți și în timpul emisiunii, dar și după emisiune, și vă mulțumesc că atunci când mă întâlniți pe stradă, îmi zâmbiți așa cum eu încerc să vă zâmbesc în fiecare dimineață și să vă aduc o bucățică de enjoy. Să începem ziua împreună așa plin de energie, nu forță, că nu mergem la sală, că eu nu fac sport, sunt mai leneșa. Dar întrebare de baraj. Nu avem timp să aflăm răspunsul, că v-aș fi ținut un pic în așa în șah, în suspans. Cine s-a mai născut la Onești? E adevărată poveste. Invitatul meu, dincolo de faptul că are legături foarte strânse cu județul Hunedoara, că pune pagină cu pagină între două coperți, începutul și finalul vieții, și tot scrie câte o filă așa, o carte foarte interesantă, din povestea vieții domniei sale, acestui domn care e alături de mine în această mulțumesc dimineață. Că mă domnești. Dragii mei, cine vă aduceți aminte că s-a mai născut la Onești? Cu siguranță cu toții știți că Loredana Groza s-a născut la Onești. Și o adevărată poveste de viață se naște, vedeți aici la deale dimineții, eu și Rosie în drumurile noastre. Bine, de data asta domnul Sebastian Bara are complice, o complice. Da? A fost complice. Că mi-a spus. Nu m-am așteptat la așa ceva, să fie complice domnul Sebastian, glumesc. Foarte frumos, da, foarte frumos. Dragii mei, invitatul meu este fratele interpretei vocii. Eu spun doamna muzicii ușoare, pop rock, nici nu știu, pentru că ne-a purtat de-a lungul vieții
chiar povesteam în tot felul de etape. Eu cred că va ajunge o carte scrisă despre viața lor Danei Groza. Va scrie chiar ea, are de gând, dar mai încolo. Eu mi-asum, am întâlnit-o de destule ori la scenă și în spate și pe scenă. Am mai spus-o în emisiune, dacă vă aduceți aminte, mereu o amintesc. Din diferite motive, mie Loredana Groza mi se pare unul dintre cei mai complexi și compleți artiști pe care îi are țara asta și de care încă ne putem bucura, pentru că vedem la ea de la teatru un pic din Stella Popescu, un pic din orice interpret de muzică, de știi la muzică lăutăreasă. Și făcând filme și cu Stella Popescu și cu alți actori pe care îi cunoaștem cu toții din generația veche, a băgat la căpușor. De la folclor autentic românesc, de la acea melodie care deja mi se ridică părul pe mine, pe care am ascultat-o generații de generații alături de Caramitru, de la manele, să nu uităm colaborarea cu Vali Vigelie, eu o ador, și alți interpreți. E un artist complex și complet. Am văzut-o la Oșan în parcare acum, dacă vă aduceți aminte și știți în ce an a fost spectacolul, acum de curând, pandemie, după pandemie, atunci cu câteva eliberări, a fost la Deva. În pandemie a fost, dar nu mai de știu la exact tobe, la fanfară, ne-a cântat două ore. Nu e artistul care e artistul care nu cedează niciodată. Și acum începem să povestim. Și pentru care Deva e la fel la sufletul ei, pentru că ne leagă amintiri frumoase aici. Avem rude și v-am spus, tata, dacă a fost... Acum înțelegem de ce vine cu atâta drag la Deva. Dar ea se duce cu drag oriunde. Oriunde. Vorbeam înainte. Dacă ea cântă la Balata sau la New York, cântă la fel. E un om extraordinar. Da. Și mi-aș dori să poată veni și să mai vină pe să aici, vină ori mai de câte des. Ori e posibil. Ia uitați-vă, că... dragii mei, începem să rulăm poze. Câteva poze. Da, aici eram la ziua mea, acum câțiva ani, și am făcut și noi o poză mai atipică, să spun așa. Tata, băiețelul meu în dreapta, fetița Loredanei în stânga, mama, tata și invitatul din această zi. Poze de familie. Tata e moldovean, noi american, așa că și-a pus poza aia să iasă în evidență, probabil. Foarte frumos. Dar să știe cine e șeful. Și uitați ce seamănă Elena. Ca două picături de apă. Da. Aici este Elena, fata ei, a făcut niște poze mai profesioniste la un moment dat, pentru că era un fotograf care o poza pe Lori. Aici la un film, a jucat și... E nepoata dumneavoastră în poză? Da, da, e fata Loredana. Și ea e actriță? Joacă, cochetează cu actorii? Cu arta, cu muzica, cu... Duce mai departe. Da, se vede, uite aici, parcă văd pe Loredana în tinerețe. Face pian, face canto, are preocupări artistice, da. Pictează. Aici suntem la un film cu Armanda Sante. S-a filmat la Târgu Ocna. Am și uitat cum se cheamă. Azi nu știu ce am, probabil îmbătrânesc. Emoțiile. Nu, faptul că ești în fața mea, poate.
Da, mulțumesc. Pare rău că vă dau emoții. Eu vreau să ne dau o pace, da, o stare de constructive. Da. Da. Mergem mai departe că avem foarte multe poze, vreau să le petrecem, să le trecem. Da. Sunt amintiri pe care invitatul meu le are în telefon, le poartă, așa se poartă ce e drag. Aici e tatăl dumneavoastră. Da, tata, e poza de la o poezie pe zi pe care o are pe Facebook și așa îl puteți. Așa îl puteți găsi, căutați găsi această poză. Ia, uitați-vă aici. Am povestit înainte de emisiune, știți că aici așa se întâmplă la Hunedoara 1 TV. Facem o emisiune înainte, una de la 7 la 8 și mai facem una după, când ne tot povestim că nu ne mai putem despărți de invitați. Am povestit înainte că tata e cel care scrie. Da, în familia așa, noastră, dragă Ioana, să-ți iau vorba din gură. Așa, vă rog. Tata este cel cu creația și din partea mamei sunt rapsozii. Mama are un album care nu este pe piață, îl ține acolo în cartotecă, are și 4 duete cu Loredana și vocea este 1-1 mama cu Lori, ca să știți, dragi telespectatori. Iar tata este cu creația și așa s-a cine e aici în poză? Mama, care până anul acesta a predat, ieșind la pensie în 98, da? A mai lucrat 20 profesoară de? 6 de ani. Învățătoare. Învățătoare. Deci clasă, ce da? Frumos! În clasă. Ce frumos! Un om dedicat trup și suflet școlii. Și părinții locuiesc la Onești. Nu, părinții locuiesc la București. Da, toată familia. Da, vedeți, dragii mei, că nu ținem legătura cu viața mondenă. Deci toată familia Groza e la București. Da, pentru că asta e treaba, da? Părinții își urmează copiii, dar și noi avem nevoie de părinți. Cum și au nevoie de copii? Și unii chiar ne invidează că ce familie unită suntem, că ne permitem luxul să ne vedem în fiecare zi. Să știi că e un lux. Aici băiețelul meu, care sper să devină ceea ce își dorește, basketbalist, fotbalist, e atacant, bagă goluri și cu capul și cu piciorul, dar i-am spus că trebuie să muncească și știe treaba asta. Rosi, avem și două filmulețe băiețelul nostru care marchează de la o distanță impresionantă. Ia uitați-vă și coș! Dar ce însurat am fost că am filmat treaba asta. Asta e o dată în viață, da, se întâmplă. Eu am zis că îi trimit lui Michael Jordan filmarea asta. Deci foarte frumos. Ia uitați-vă, dragii mei. Doamne ajută să ajungă. Da. Și ea, ținând cont de faptul că vine din familia Groza, sunt toate șansele. Aici e prima lui lovitură înainte cu 8 luni. Când, dacă dădea 2 cm mai... A, deci el tot încearcă, avea e, deja e, da. Și a ieșit. Asta e, da. Și a ieșit, reușit. Da. Bravo lui! Foarte frumos! Da. Ia uite ce înseamnă perseverența. Câți copii aveți? Numai pe doar el, pe el. Lori pe Elena, eu pe David. Pe David. Are un nume foarte frumos, David Cristian. Dacă îl pui în engleză, e David Christian, David creștinul. Dar nu m-am gândit la asta, mi-am dat seama după. Așa s-a nimerit. Așa s-a nimerit. Și un om senzațional, puștiulică ăsta a meu. Până la fel și Elena. Pozele cu familia. Da. O întrebare. Te rog, Ioana. Mi-e frică ce mă întrebi, asta, ce mă întrebi? Cum a fost viața? Loredana Groza, știm cu toții, a debutat... Și după debut a fost deja vedetă imediat. Nu a fost timpul așa acela lung. Așa s-a nimerit. Dar cum a fost viața lângă vedeta Loredana Groza? Ea, au fost vremuri în care o vedeați doar la televizor puținele momente când se transmitea. Emisiuni, da. Pentru că la vremea respectivă nu putea fi însoțită. E clar că au fost vremurile acelea în care turneele durau cu lunile, da, și tot păcate, povestesc azi, nu artiști. Se mai pot face turnee care durează atât de mult pentru că au apărut alte lucruri
Dar ea când s-a lansat la 14 ani la Steaua Fără Nume, ulterior câștigând și trofeul Mamaia în 86, clar a însemnat consacrarea ca și artist, da? Ca și cântăreț, ulterior, având diferite propuneri de a juca în filme și pe care le-a onorat cu succes. Viața alături de ea e foarte frumoasă și tot timpul între mine și ea a fost o relație frățească. Se vede din poze. Frățească. E un suflet minunat și mă bucur că părinții ne-au educat așa cum au știut ei mai bine și n-au făcut diferențe între noi și știți, când era câte o zi de naștere a unui elev în clasă, nu prea erau bomboane pe timpul ăla. Eu da, luam o bomboană, nu o mâncam și aduceam lor și o făceam în jumate. Ce frumos! Cât e diferența de vârstă? Un an. Un an? Da. Lumea crede tot timpul că ea e mai mare ca mine. Ea e mai mare ca mine că ea... E cântă. Loredana Groza. Da. Cântă. Dar sunteți mai mare ca sora noastră cu un an. Da. Am înțeles. E clar că ați protejat-o când era mică. Se și vede luam și bătaie în locul ei. Când se pierdea stiloul ăla chinezesc, valoros, cu peniță de aur, îmi zicea, ia-s cămașa de tablă, că nu se știe. În ce an v-ați mutat de la Onești? În ce an? În 91 m-am mutat. Făceam facultatea în București. Deci acum, da, încoace, și, nu? Da, iar tata tot în 91, iar mama până să iasă la pensie, fiind învățătoare, a trebuit să ducă în 98, dar trebuia să ducă clasa. Până și la venea care? În weekend-uri, în vacanțe și stătea cu noi. Trăiți cu nostalgia Oneștiului, adică de la Onești la București, nu se din liniștea Oneștiului. Ai spus că ai fost la concertele lui Lori și ai văzut, iar când termină un concert, spune Lori din Onești. Da, nu se da, poate da. Uita. Nu uită. Da, nu se uită. E trist să uiți locul de unde ai plecat și unii, din păcate, nu mai realizează acest lucru și cred că, bine, nu fac politica lucrului. Bine făcut, în ghilimele. Nu, aoleu, fai, nu. Nu facem politica lucrului bine făcut în ghilimele. Dar nu uităm de unde plecat. Nu se uită. Niciodată, niciodată și orice situație materială ar avea un om, trebuie să știe că acolo s-a născut și să nu pară mai mult decât ceea ce este. Da? Adică să rămâi așa cum ai fost. Moldovean adevărat, că povesteam înainte. Haideți să spunem așa, că asta e realitatea, am povestit. Da, nu sunteți singurul cu care povestesc. Nu știu, cei plecați din Moldova în lume, nu le e niciodată greu să spună sunt moldovean. Nu, eu sunt ghinii unde sunt. Așa. Și ce și fac eu, e ghine făcut. Ce fain! Ce faci ei? Ghine! Așa puțin pe moldoveni. N-am nimic moldovenesc în mine, dar am foarte mulți moldoveni apropiați sufletului meu. Daniela, o salut pe Daniela Brania, ea face parte, e o moldoveancă venită din părinți, veniți în Ardeal. Și mai sunt cazuri foarte dragi mie și apropiate. Da. Mie tare drag că moldovenii chiar au venit în Ardeal, au reușit să-și păstreze cumva acele obiceiuri, da, pe care le respectă. Sunt mult mai apropiați de biserică, sunt mult mai apropiați de... Da. La sânge și obiceiurile. Acum, și acum că povestim, am văzut-o pe Loredana de fiecare dată când are ocazia. Graiul moldovenesc a rămas, da, acolo. Nu faci, îmi trezești niște emoții, niște trăiri care nu le am în fiecare zi. Dar purtând discuția asta, nu știu, mi-ai răscolit niște sentimente și îți mulțumesc. Cum îl drag? Care e cea mai frumoasă amintire alături de Loredana? Din copilărie.
Am multe amintiri. A trebuit să fie o întâmplare. Când ați rupt prima dată, nu știu, un gard? Când am supărat pe tata. Eram la Onești, în apartamentul cu două camere, când eram la 5-8. Și tata venea inopinat pe acasă să vadă ce fac odorurile. Și ne-a prins odată că aveam în casă 10 copii și când a văzut că suntem atât de mulți copii în casă, era neobișnuit să fie așa plină casa. Și a scos cureaua, a zis, ce cu voi, mă? Ce cu voi? Păi eu am venit să-l ajut pe Cristi la engleză, eu să-l ajut la matematică. Toți mă ajutau numai pe mine. Lor nu avea nevoie de ajutor. Lor, dacă a fost premiantă 12 ani cu coroniță, eu am luat o mențiune între a treia, normal să mă ajute. Vorba vine. Eu o prindeam din clasă. Dar când a văzut tata atâta lume, în loc să învățăm, voi ce faceți, mă? Voi asta faceți? Jucați tenis de masă? Jucați cărți? Ce faceți? Și mai vine și o întâmplare în minte, dar poate ulterior. Nu mai avem, s-a terminat emisiunea, da? E cam gata. S-a terminat, da? Da, mai sunt 3 minute. Da, să spun pe sfârșit de emisiune că n-am terminat, a început la 14 ani, da? Așa. Deci 94 și acum e 2024, sunt 40 de ani. Loredana, pe 16-17 noiembrie, face un spectacol nemai văzut, nemai întâlnit, pentru că se implică total. Unde? Unde? La Sala Palatului. Deci, dragii 40 mei. De ani de carieră și o să fie wow. Știți că e wow tot ce... Vreau să văd câte vor fi aripile de mari, că povesteam despre aripile Loredanei. Înainte să încheiem, deci nu uităm, reamintim. Da, așa trece când vorbim despre lucruri frumoase. Da. O întrebare, când era copil, Loredana spunea vreodată că va ajunge să cânte pe cele mai mari scene ale lumii, era un vis al ei? Ea la 3 ani cânta în casă, avea un casetofon și cânta de Mirabela Dauer cântece interpretate, de Angela Similea și își dorea foarte mult și eu ziceam, măi, oare posibil? Dar perseverența ei, pentru că mama fiind învățătoare aici și fiind mai severă, nu prea agrea ideea. Până la urmă n-a avut ce să facă. Tata a luat-o și a mers cu ea peste tot, pentru că trebuia protejată. Văzând că participând la multe concursuri, unde a luat numai locul întâi, i-a dat o putere și o forță să facă ceea ce este astăzi. Și probabil și-a dat seama de valoarea ei în timp și a ajuns unde a ajuns. E, poate e ușor să ajungi pe locul 1, dar e foarte, foarte greu să te menții. Corect? Asta mai, și vreau să spun. Da. Dragii mei, ce e impresionant în această poveste de viață a invitatului meu și a Loredanei Groza, sora invitatului meu, e că în momentul în care am amintit și am pus o întrebare fâstăcită, sunteți fratele? A zis da, cu o mândrie ceva ieșită din comun. Asta e de mirare, pentru că în general când trăiești în umbra unei astfel de vedete, te simți cumva, adică cum eu, felicitări, sunteți minunați și aș dori să fac o la încheiere, felicitări părinților dumneavoastră, mi-ar plăcea să-i cunosc, pentru că e clar că au crescut doi copii minunați. Dacă facem o emisiune. La Șoimuș, în satul Bălata. Facem unde vrei tu și vreau să spun și o întrebare. Ce e într-o clădire mai mult lată decât în altă, lângă o clădire înaltă mai puțin lată? Hunedoara 1 TV. Da, e foarte tare, o să păstrăm. Vă mulțumim, da, e cu frumos. Dedicație pentru noi. Mulțumim, o să păstrăm mulțumesc asta. Mulțumesc pentru invitație, m-am simțit minunat. Te iubesc, vă iubesc. Rosi, să trăiești 1001 de ani. Mulțumesc. Da. Și vă doresc să vă meargă din ce în ce mai bine, la anul să fie și mai mare televiziunea, da?
ca să facem și un concert. Mulțumim organizatorilor de la Salonul Hunedoran al Cărții, din tot sufletul, numai bine. Vă pup cu tot dragul, din toată inima. Îl veți găsi încă două zile. Astăzi și mâine îl întâlniți pe domnul Cristi Groza la Salonul Hunedoran al Cărții. Sunt convinsă că vă va răspunde cu foarte mare drag. Normal, cum de, sunt aici, sunt și acolo. Și de Loredana Groza și de editura Academiei Române. Nu mai vorbim de cărțile care le găsiți acolo pe stand, dacă nu aveți o carte cu Arghezi sau cu Creangă sau orice altă carte din marile opere, le găsiți acolo pe standul editurii Academiei Române. Ne luăm la revedere. Veronica Vârșac se uită la emisiune, salutăm și o iubim. Dragii mei, aici ne luăm la revedere. Vă rog să nu uitați să iubiți. Și nu doar să iubiți. Vă rog eu, dăruiți măcar astăzi puțin din iubirea voastră, pentru că eu vă asigur că la un moment dat în viață toată iubirea pe care o dăruiți astăzi se va întoarce. Și Andra ne dăruiește, dragii mei, iubire. Ieșim din emisiune cu Andra. Bună dimineața, Andra, horoscop. Nu plecați, rămâneți alături de noi să vedeți cum se așează astrele. Noi ne revedem mâine dimineață aici, la Dale Dimineții, cu domnul deputat Toma. Să vedem ce ne povestește despre tradiții. Nu uitați, tot ce avem e de la străbunii noștri. Dragi telespectatori, iată care sunt previziunile astrale de astăzi, 17 octombrie. Berbec. Astrologul vă recomandă să fiți foarte prudent în tot ce faceți și în discuțiile cu prietenii. Aveți tendința să fiți impulsiv. După amiază, o rudă apropiată s-ar putea să vă dea o sumă importantă de bani. Taur. Se pare că nu sunteți într-o formă prea bună. Astrologul vă recomandă să nu vă asumați noi responsabilități pentru că riscați să vă irosiți energia. Sunteți predispus la stări depresive și probleme de sănătate. Păstrați-vă calmul. Ar fi bine să ascultați sugestiile unui membru al familiei. Gemeni. Se anunță o zi tensionată. Nu este exclus să aveți divergențe cu partenerul de viață pornind de la o investiție importantă. Sfatul astrologului pentru azi este să vă stăpâniți impulsivitatea ca să nu tensionați relațiile cu colegii. Rac. Dimineața sunteți tentați să vă ocupați de mai multe probleme în același timp. Din cauza nerăbdării, riscați să vă enervați și să nu mai aveți niciun spor. Astrologul vă sfătuiește să vă ocupați mai mult de activitățile casnice ca să evitați un scandal. După amiază și seară, vă simțiți bine împreună cu prietenii apropiați. Leu. Sunteți indispus pentru că nu reușiți să terminați la timp ceea ce v-ați planificat. Starea de nervozitate vă poate pune într-o situație neplăcută față de prieteni și de persoana iubită. Astrologul vă recomandă să vă păstrați calmul și să vă concentrați asupra problemelor care nu suferă amânare. Ascultați-vă intuiția și evitați speculațiile. Fecioară, sunteți decis să faceți ceva folositor în casă, dar dacă nu aveți un plan de acțiune bine definit, ar fi bine să amânați. Astrologul vă sfătuiește să vă consultați cu partenerul de viață, mai ales dacă aveți invitați. Spre seară s-ar putea să aveți mici probleme de sănătate, dar sunt trecătoare. Nu neglijați odihna. Balanță, este posibil să aveți un sentiment de nemulțumire și o tendință accentuată de a vă contrazice cu oricine. Nu riscați glume îndrăznețe pe seama celor din jur. Astrologul vă sfătuiește să acordați mai multă atenție familiei și partenerului de viață. După amiază aveți ocazia să rezolvați o problemă financiară. Scorpion, traversați o perioadă mai dificilă în care vă preocupă mult situația financiară. Reușiți, totuși, să vă păstrați optimismul. Răbdarea vă este răsplătită în cursul după amiezii, când primiți o sumă de bani la care nu vă așteptați. Astrologul vă sfătuiește să dați dovadă de prudență pentru că sunteți predispus la accidente. Săgetător, sunteți optimist și aveți șanse de reușită pe toate planurile. Relațiile cu colaboratorii decurg foarte bine. Reușiți să faceți rost de bani pentru a rezolva o problemă a partenerului de viață. Astrologul vă recomandă să nu vă pierdeți răbdarea și să vă abțineți de la speculații. Capricorn, dimineața sunteți stresat de o problemă de afaceri. Va trebui să alergați în stânga și în dreapta ca să o rezolvați, dar eforturile vă vor fi răsplătite. Nu neglijați relațiile sentimentale. Astrologul vă sfătuiește să vă odihniți mai mult. Sunteți în pragul epuizării, chiar dacă nu vreți să recunoașteți. Vărsător, deși nu prea vă mai rămâne timp liber, ambiția de a termina ce ați început nu poate să vă aducă decât câștiguri. Totuși, ar fi bine să vă organizați în așa fel încât să nu neglijați nici familia, nici relațiile cu cei apropiați. Dacă aveți ocazia să faceți o ieșire cu prietenii, astrologul vă recomandă să nu stați pe gânduri. Trebuie să vă mai gândiți și la relaxare. Pești, după o perioadă nefavorabilă pe plan social și sentimental, astrologul vă semnalează că este posibil să constatați că situația se schimbă complet. Bucurați-vă și nu vă mai puneți atâtea întrebări. Spre seară aflați că s-ar putea să plecați într-o călătorie în interes de familie. Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem și mâine cu noi previziuni astrale.